Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din Barn Finders. Așa cum am zis mai devreme în episodul din Sleeping Dogs, o să revin cu un am zis că o să revin cu un episod din Barn Finders și iată că am revenit. Și hai să dăm bătaia mai departe, să vedem unde am rămas, că trebuia să licitez pentru un barn, pentru o căsuță care era pe malul unei mlaștini și s-ar putea să găsim și acolo ceva interesant. Și o să vedem asta împreună în acest episod. Hai să dăm drumul să vedem despre ce este vorba. Deocamdată să vedem dacă mai avem ceva de vândut. Stai să ne uităm pe inventar. Nu mai avem decât puzzle-uri. Ah, uite, unitatea, da, asta trebuie reparată. Asta cam toate de aici trebuie reparate. Asta trebuie reparată. Avem puzzle-uri care se asamblează cu anumite Robex stand. Da, asta am putea să o reparăm. Ia să vedem dacă putem să o aducem, să o reparăm la repair shop. La repair shop, la asta, la mașina de reparat. Stai că mai aveam ceva între timp aici. Trebuie să ducem pe asta în spate. Hai, mă. Să încercăm să reparăm mașina aia de spălat, poate scoatem niște bani pe ea. Ar fi bine. Am 4195, deci pot să-mi permit să fac licitația cum trebuie la casa aia din mlaștină. A, uite că pot să repar. Nu merge, îmi trebuie cheițe. Cheițe, îmi trebuie de-alea, arcuri, îmi trebuie, ca să pot să... Și ca să găsesc arcurile, trebuie să devastez tot ce e pe aici. Stai că aveam în spate aici un loc de săpat. Să vedem dacă găsim ceva interesant aici. Uite aici, un loc de săpat. Ia uite. O... De asta, cum îi zice, o rachetă de tenis. Stai să vedem unde să o punem. Ia să vedem unde e racheta de tenis. O să luăm racheta de tenis, o ducem la vânzare. Așa. Să deschidem shop-ul, să vedem cine vine să mă cumpere. Cât va urează? 80. O dau cu 80 de dolari. E bine. 80? Oho, destul de mult. Speram să o dau cu 100, dar acum dacă prind un client care îmi dă 80 pe ea, o dau cu 80 și gata. Că e în pana mea o rachetă de tenis, nu e ceva foarte scump. Ia zi. 88? Iată. Gata, 283. 4283 avem în momentul de față. Putem să mergem la... Hai, mă. Cum punem asta? A,
Așa. Punem să fie în picioare. Bun. Și acum mergem la e-mail, cazăm Kevin acolo și mergem la Bandhub și mergem la Evil Swamp 5000 plus. Îmi trebuie 5000 plus ca să pot să mă duc aici. Poate am noroc să câștig la licitația asta. Am 4283. Ar trebui să n-am probleme cu succesul. Aici un aparat Mico și aici este licitația. Hai să dăm start auction. Șase mii, du-te, dracu. Nu dau 6000 pe asta. Care facem până îmi iese lipeala. Cu 4550.
Ah, fuck, a pariat bulangiu ăsta, băga mea și pula în gura ta. Nu, no, nu mai ești licitația. Futu-le, mă, în gură să le fut, trebuie să mai fac rost de bani. Nu am ce să fac, frate. Ce să fac rost de bani? Și de unde fac eu rost de bani? Că nu mai am iteme să vând în pana mea și n-am cum să repar nici pe alea. Nu e nimic pe aici care se poate... Licitația măsii care... Am crezut că 4.000 pot să fac rost, între 5.000. De unde fac eu rost de 5.000? Ne întoarcem acasă, ce să facem? Că nu pot să mă duc așa. Măcar 4.500 să am. Trebuie să-mi dau volum mai tare la audio. Audio. Stern volume. Sound volume, așa. Dau mai sus un pic. Așa. Așa, ne bășim. Așa, boss. Dă-i cu bășirile. Așa, tati. Rupe. Rupe, frate. Rupe norma. Ultima locație la care am fost, care era? Că nu mai știu. Hai să mergem să ne odihnim până dimineață. Mai avem de... Stricăm și aici shop până avem ce să facem. Uite, de asta îmi trebuie mie. Arcuri din astea îmi trebuie. Vreo 6 mi-ar trebui. Comic books am luat câteva.
Dar nu știu dacă pot să le vând. Ia să vedem, la Otis Ranch. La Otis Ranch putem să mergem, să facem o... Da, la Otis Ranch găsim. Mergem la Otis Ranch. Pe insulița aia s-ar putea să fie ceva. Hai să mergem la insuliță. O masă. Added one gas. 4.286. Măcar 4.500 să fac, frate. Măcar să fac, măcar de-aș face 4.500. Am mai găsit ceva pe aici de colectat. Opa, stai că avem un... Aici avem un basement. Ia stai să vedem, s-au mai spawnat iteme în casa asta. Să ne uităm aici în, în casa asta. Nimic aici. Un scaun. Uite, putem să vindem scaunul ăsta. Și aici o cameră goală, în care ar trebui să mai fie ceva. Dar nu știu ce. Aia e chestia. Că nu mai văd nimic pe aici de valoare. De luat. Nu, nimic nu e aici. La etaj. Poate că găsim ceva. Ia uite. Un glob pământesc. Aici au fi ceva? Undul la posta? Cu toate că nu prea văd eu bine, dar e cam întuneric pe aici. Something blocks the door. Ia uite, încă o vază. Încă o vază de la Otis Ranch. Și mai avem să mergem pe insula acum să căutăm Hai să deschidem ușa. Gata, mergem pe insulă acum.
aici e calea de trecere pe celălalt. Un topor. Am mai găsit un topor. E bine. Gata. Am luat toate itemele de pe insulă, cred. Și acum ne putem întoarce înapoi. Întoarcem înapoi. 13-21 de iteme sunt. Mamă. Înseamnă că e Collectibles 5. A, uite ce am găsit. Collectibles 5 din 5. 13-21 iteme sunt. Înseamnă că mai sunt iteme, nu știu, nu. Nu știu unde ar putea să fie, dar faza e că trebuie să facem afacere acum. Câteva ore, 65? E bun. Dacă îmi dă mai mult de 65 pe el, e bine. Pe scaunul ăsta. Facem expo. La ce am mai găsit și în funcție de asta investim banii. 80? Oh, bun. Un glob pământesc. Ia să vedem ce mai avem pe aici. O vază. 165 de dolari. Oho. E bine. O vază. Și tomahawk care valorează 260 de dolari. În total o să am bani suficienți cât să pot să gata. Acum putem să mergem să ne odihnim și dimineața chemăm clientela să ne cumpere produsele. Și poate reușesc să fac peste 4500. Poate reușesc să fac 5000. Hai să deschidem shop. Ar trebui să putem să facem și profit. Amândouă? 165? Hai că ți-o dau așa. 4528. Acum ar trebui să nu mai am probleme. La licitația aia, să pot să obțin. Dacă fac 5000 cu Tomahawk-ul și cu restul, e bine. Bun.
Bine că nu dă mai puțin, asta e bine. N-am făcut niciun profit deosebit, dar am făcut ceva. Bani. Am 4788. Dacă aș face 5000, ar fi super. Nu mă interesează asta. What do you think about the moon landing? Asta e cu extraterestrii. Nu mă interesează. Extraterestrii. Hai, next client. Tot asta e? M-a dat cu plus 4876. Acum aș putea să mă duc la locația și să văd care e faza. Ban Hub Evil Swamp. Hai să mergem aici. Hai să înceapă licitația. Bine, jucăm tare atunci. Fut-o-te în gură, Stefut. Câștigam licitația. Bye.
aia? Sugi muie proasta dracului. Am câștigat licitația. Bă, ești de bun. V-am bătut, fraierilor. Ce vreți, mă? Bă, ce vreți, mă? Vreți bătaie? Care vreți bătaie? Am o licitație, am luat-o. Fidați ei dracului să fiți de nenorociți. Valuable stuff. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Mama, aici a avut loc un ritual satanic. Să-mi bag picioarele, ia uite.
Un ritual satanic a avut loc aici. Ce-a fost iată aici? O găină? Mamă. Să-și au niște sunete ciudate. Required higher lockpick level. Uite, în sfârșit un obiect. Un obiect de găsit pe aici. De la aia, Buba, Baba și Turbo Chiaf. Ăștia sunt cei care dormeau aici. Erau trei frați care dormeau în casa asta. Se pare că au fost niște sataniști care au făcut ritoale pe aici. Uite că mai găsi ceva. Nimic am venit la posta? Ce aiure. Opa, un tool shop. Mamă, ce ești de muște să-mi bag picioarele. Ce carne pe jos. Ce-au tăiat ăștia găini pe aici, ce-au făcut? Sataniști, frate. N-ai ce să le zici. Uite ce, ce roiesc muștele pe aici, sau albinele, sau ce Dumnezeu li sunt astea. Pentru că sunt muște. Uite, mai găsit un item care să-l transportăm. Bun. Tot ce putem să găsim de pe aici. 401 am făcut. Sper că următoarele să nu mai fie cu licitație. Următoarele depozite să nu mai fie cu licitație. Aici nu știu ce vrea să fie. E un cofin aici. Un sicriu. Nu știu care e faza cu el. Aici e șemineu. Ia uite cum stau ăștia aici, frate. Setar. Încercăm să luăm toate itemele care le găsim pe aici. Look for Moses. Cine e Moses? Nu știu cine Dumnezeul este Moses, dar o să vedem. O chitară. Bun. Hard lockpick required. Ok. O să facem lockpicking atunci. O să ne creștem skill-ul la lockpicking și o să ajungem să luăm și pe Moses. Nu e nici cea mai mică problemă. Mamă, ce e crocodil aici în apă? E un crocodil în apă.
Dacă te bagi în apă, te mănâncă, crocodilul. Crocodilul. Mamă, că aici e un drum nașpa. What the fuck? Ce-a fost cu căzătura aia? Ia să vedem. Un volan. Dar încoace că e bun și ăsta. N-avem nimic în spatele copertinei astea, nimic. Mic însertare. Collectible found. Avem pe jos pe aici ceva. Bun, am luat tot ce trebuia să iau de aici. Am lootat tot ce trebuia să lootez. Stai că e mare asta. Ia uite. Un aligator cu asta care... Asta pe care trebuie să sari. Croc taxi. Dar să așteptăm să vină încoace. Iar am merit pe lângă. Nu. No, așa. Ce-s fantome pe aici?
Mamă, aici au făcut ăștia rituale. Și cuțitul. Un cuțit de ritual. Hai că am pus una pe iteme bune. De data asta. Da, no, asta e Buddha. Am fost până la aia deja. Asta să mai vedem ce mai găsim pe aici. Uite aici sus eu văd că e ceva. Ce poate să fie? Uite o fantomă care stă aici. You don't have a key. Și unde ar trebui să mă uit după cheia aia? Aici e. Uite-l pe Moses. Asta e Moses, crocodilul. Gata, l-am găsit. Aici e Moses. Aici e Moses. Unde găsesc cheia de la barnul ăla? De la barn, de la căsuța aia de sus, de pe copac, la treehouse-ul ăla. Îmi trebuie aici un lockpick, mi-ar trebui. Ia să dăm o fie aici. Nu e aici cheia. Trebuie să ne uităm cu atenție pe pereți. Mai este o cameră aici în spate, dar trebuie să-mi bag puncte în... să mă duc la un aparat mico și să îmi iau lockpick. Un lockpick mai mare. Am luat level mai mare la lockpicking. Gata. Acum ar trebui să meargă, să mă duc înapoi. Și uite cheia unde era. Am găsit cheia, gata. O să găsesc și pe Moses acum. Uite unde era cheia, fra. Aici era cheia. Asta cine e? Tot un satanist din ăsta, de pe aici, de pe mlaștină. Creepy rău zona asta. Uite-l pe Moses. Un
gata. Pick up Moses. Și o masă avem. Un goblet. Bun. Mișto. Altceva mai găsim pe aici? Nu cred că mai e nimic cap în casa asta. Cred că am luat ceva, am putut să iau din mlaștină. Că am luat pe Moses și gata. Bun. Dar nu folosim asta. Taxi. Gator taxi. Croc taxi. Nu folosim croc taxi. Folosim barca. Ca să ne întoarcem. Hai că tare sunt curios ce am scos la shop. Moses. Ești al meu. Gata, fraților, vă părăsesc, am luat tot ce trebuie. Îmi pare rău de voi că ați pierdut licitația. Asta este, ne vedem data viitoare. Următoarea licitație. Ce să vă fac? Bun, hai să-l vindem pe Moses și după aia mergem la o țigară. Moses. Pack and send. 475. Gata. Ia uite cât am de expus aici. Shop. O rachetă care este în stare bună, o rachetă de tenis. Hai să o punem aici. Așa. Bun. Ce mai avem aici? O cușcă de animale. Asta o punem aici. 55. O chitară. 100 de dolari mi-au pe ea. Ce mai am de pus pe aici? Un vas. O tavă, de fapt. O tavă. Ia să vedem ce mai avem de pus pe... spre vânzare. Ce mai avem? Ce mai avem? Un pumnal de ritual. Care și ăsta e super șmecher. Oh, oh.
Hai că scotem bani frumoși cu... în urma acestei licitații. Cât costă asta? Masa asta ce preț are? Nu știu. Nu știu ce preț are, dar în orice caz vom vedea când o vom vinde. Mai avem de pus asta. Gobletul ăsta care e 150. Gata, am etalat tot. Bărăbă, mă duc la o țigară și după ne culcăm și ne scoatem dimineața și vindem itemele astea ca să scot și eu un pic de profit, să mai fac, să mai fac bani la loc. Și continuăm mai departe cu licitațiile, cu ce mai fi, cu ce va mai fi mai departe, locațiile în care mă voi duce mai departe. Bărăbă.
bun, ne-am întors la treburile noastre, la afacerile noastre și hai să dăm mai departe. Oh, snap. Ce s-a bășit. Asta mai încercăm o dată. Oh. Bă, urât faci, bă, țărane, bă. Apocalipticule, faci urât. Hai să dormim până dimineață. Bun, și acum e momentul să deschidem. Am primit un job nou pe mail. E bine asta. Deschidem shop-ul. Hai să vedem cine vine și ne cumpără itemele. Că avem destule iteme de vândut. Ia uite ce e aici. Avem shop-ul aproape plin. Jumătate de rafte plin. Important e să scot banii. Să scot 4.000 măcar. Pe astea. Nu știu cât o să scot, dar o să scot ceva. Hai că ți-o dau cu 100. Mi-ai dat banii corecți? Ți-am dat și eu produsul. Profit. Asta numesc eu profit. Mă dau mai mult decât trebuie. E bine asta. Dacă găseam și o mașină pe la mașină, ar fi fost mișto. Vreo relicvă de mașină sau de ceva. 165. Bun, dă-i încoace. Dă-i încoace, că așa facem bani. 88, bun, dă-i încoace. Așa. Hai că ți-o dau. Mai am cuțitul de ritual care valorează 300 de dolari. Ăsta, cu ăsta mă scot. Cuțitul de ritual. Ăla e baza. Dacă îmi dă mai mult de 300 pe ele, bine. Am să te dau, da? 330? Hai că ți-l dau. Hai că 2000 tot fac. 1800-1900 dacă fac măcar, ar fi bine. Deja am vândut tot, mamă. Wow. Hai că am avut o zi de vânzări bună. Tu ce mai vrei? Bobby Gray, means anything to you? Ție ți-o dau, boss. 1862. Bun. Hai că am făcut ceva. Și acum să vedem dacă putem să repară mașina aia de spălat. Dau cu 250 dacă o repara. Stai să o luăm de aici. Hai mă, de ce nu vrei să te miști?
lăsăm acolo. Că mai trebuie... Dar nu știu dacă puteți să-ți cumpere iteme din bani. Să-ți cumpere iteme gen din astea arcuri și... ațe și alte chestii. Să poți să repari produsele care le-ai găsit. Dar se pare că nu merge. Bun, acum e momentul să trecem la următorul job. Să vedem ce avem aici. Innos Beaver 700, holy shit. Normal că merită să te duci să cauți. Mico Studios Travel 300 mă costă. Mă, ai de cap, nu. Hai să zicem că merge. Opa! Mico Studios, Living the Dream. Cimitir. Am un cimitir aici, să-mi bag picioarele. Aici e bisericuța. Și ca Mico Studios. Aici nu avem nimica de colecționat. Hai că așa facem bani mari. Căutăm, frate. Oh, ce naiba a fost asta? What the fuck was that? Tot în zona bântuită ceva. Masa asta nu putem să o vindem. Un altar aici. Ia uite. Goblet deja. Un ziar. Ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Ia uite. Și totuși n-am găsit părțile componente de la motocicletă. Mă, mă, de mișto jocul ăsta, aaa, damn it, ce-mi place. Sunt foarte entuziasmat că-l joc. E un super, super joc. Au făcut ăștia un super joc. Playway, întotdeauna fac jocuri bune. Playway și cu cine, cu... Duality Games, că de ăștia e făcut, de ăștia e produs jocul. Fac mai jocuri bune. Fi ca să verificăm la etaj ce avem aici. Și după aia mergem și pe cimitir să vedem care e. Oh! Du-te, dracu, mamă, ce m-a speriat. Use X to destroy this obstacle. Du-te, dracu, de aici. M-a și speriat.
mai este o băutură. Ia să vedem unde mă duce asta. Niște extraterestrii care fac roleplay. Post-radiatură collection. Ok. Dai cum ieșim de aici. Mai fra. E spooky rău cimitirul ăsta. Aici este intrarea în cimitir. Bine că am lockpick. Se pot să... Mamă. Și e mare cimitirul. Mico Studios. Un reflector. Look for a dark armor. Dar e mare harta, frate. E măricică harta. Wow. Uite că e ceva secret pe aici. Am găsit un path secret. Remove blocking. Aici nu merge sap? Nu merge. Dar nu știu dacă merge sap. Să sap. Să sap. E 637. Bun, hai să vedem ce se mai află pe aici. Pe partea cealaltă s-ar putea intra.
joystick. Facem niște cranii. Ia uite. Și aici ar trebui să fie ceva de valoare. Aici ar trebui să fie armura aia. Pe aici nu se poate ieși. Stai că un puzzle aici. Sfoară. Mai găsim ceva pe aici? Aici ar trebui să fie armura. Uite acum. Director key. Ok. Și cum mergem aici?
Dacă avem și aici destul loot. Gata, am încărcat sabia. Golden paper found. Nimic aici. De director ski. Încă un reflector. Bun, am făcut rost de director ski. Aici o columnă care nu știu ce la ce mă ajută. O fi ceva în spatele astea? Look for a dark armor. Trebuie să mă urc sus în biserică. Că nu mai e acolo. Ah, uite, director Shack. Nu, aici e un shack. Nu e nimic, e o căbănuță de asta mică. Nu e niciun fel de... The girl with the beaver tattoo.
Poster added to your collection. Și armura unde e, frate? Tare. Trebuie să-mi uităm de armura aia. Fi vreun pasaj secret pe aici. Unde e The Dark Armor? Trebuie să o căutăm noi. Să ne uităm fiecare colțișor de hartă. Ia uite. Aici văd că e ceva ca un fel de orgă la biserică, nu știu la ce folosește orga asta. Aici ar trebui să fie ceva, un dulap ăsta, un dulap mare sau ce vrea să fie, că nu știu, nu dau seama. În niciun caz nu cred că aici este armura. Trebuie să căutăm armura. Cred că avem de săpat mult aici. Ok, și unde e armura aia?
Unde ar trebui să fie armura aia norocită? O mână. Bă, de ciocot de ceva trebuie să-mi bag picioarele, dar nu am găsit deloc. Stai, că mai e ceva aici. Ia uite. Aici n-am fost. Aici n-am fost, fra. Bă, să moară mata. Să moară mata. De la teu. Și aici avem o statuetă cu două... Stai să vedem. Puzzle object missing. Trebuie să găsim mâinile de la asta. De
la statueta asta. Trebuie mâna cealaltă. Și trebuie să caut mâna cealaltă până catacombe. Asta e că cred că am găsit mâna cealaltă. Gata. Acum putem să facem puzzle. Asta e că n-are cap. Unde e capul de la statuie, fra? Trebuie capul de la, de la statuie. Hai frate, unde-i capul de la statuie?
Bun, deci aici nu este. Intrăm în spate. Am găsit un obiect și totuși n-am găsit capul de la statuie. Trebuie să-mi amintesc unde era capul statuii. Nu era aici? Capul de la statuie, trebuie. Se pare că nu e aici. Capul statuiei îmi trebuie atâta. Ca să pot să fac puzzle-ul ăla. Nenorocit. A, e o piatră aia, nu e un cap de statuie. Mi s-a părut mie că e un cap de statuie.
Păi frate, unde... Unde e capul statuii? Că dacă nu e aici, îmi dau seama unde poate să fie. Unde ar putea să fie. Ok, mă dau bădut. Cred că o să caut pe Google. O stau prea mult și frec vremea aici. Ah, era fix în cușca aia și nu l-am văzut, da. Era fix în cușca aia, frate. Gata. Așa, și pe partea cealaltă. Gata, am găsit și armura. Gata, boss, am făcut și asta. În sfârșit. Și acum putem să întoarcem acasă. Mergem acasă. 19 din 22 am găsit. E bine. Și golden paper-ul. Să livrăm armura. Scot o grămadă de bani pe ea.
Stai când am descărcat camioneta. Stai așa că n-am făcut descărcarea camionetei. Bun. Hai să livrăm armura și după aia ne ocupăm de restul. Pack and send. 700. 700 cu aia. 2439 am până acum. E bine. Și acum ne punem astea în shop. Că avem o grămadă de iteme noi. Ia uite și tu câte iteme noi sunt aici. Așa. Bun. $250 asta. Sabia. 250. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Un reflector. Și asta trebuie să-l ducem pe interior. Gata. Hai că acum chiar că mă umplu rafturile. Mi le umplu la greu rafturile. Facem the big money acum. Zombie arm.
Bun. Chitara care costă 100, o punem aici. Gata, și din momentul se deschide în shop-ul, să facem vânzări. Să vedem cât 4.000 scot acum. Că trebuie să-mi scot în jur de 4.000 de dolari pe ce am expus aici. Bun, hai să înceapă vânzările. Să înceapă vânzările, frate. Îmi dăm plus. Dacă am făcut și profit din prima, am făcut profit. Bun. Hoț care a vrut să vină să-mi fure. Repede. Hoți ăștia împuțiți. Piram pam. Are pe ireba. Trei minute, nu știu ce am făcut, e bine. E chiar decent. Șaptezeci doi îmi dă. 3.260 de aia, că poate fac 4.000. Poate am norocul să fac 4.000 dacă repar și sobița aia. O să fac 4.000. Mai am o sobiță din aia, gen Godina, așa, care trebuie să o repar. Și dacă o repar și pe aia, o să fac, dacă repar și Godinul, o să fac, o să mă scot de bani. 250. 3.512. Hai că am scos bani. Hai că am scos bani, frate. Mai avem de stat un pic. Cât vrei, uriașule? 300? 3812, bun. Și chitara mai am de bani. S-o vând cu 100 și o să scot 3900 și ceva. Pe toate astea. Pa 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 pa
Gata. 3912 am făcut. E bine. Tot ce pot să zic e că e bine. Omni plus River Rock Barn. Mă costă 400, vai de mine. Opt mii plus, fai de capul meu câți bani trebuie să fac. Deja nu mai merge aici. Fai de viața mea. Da, bă, râbă, mă duc și eu la țigară și după aia revin.
fix. M-am întors. Hai să continuăm. Ce-aș putea să mai vând? Să vând sobița aia. Să o repar. Da, așa. Unde e soba? Soba asta. Asta trebuie petrecită în multe locuri. De unde mai fac eu rost de metal pentru... Mai trebuie o bucățică aici. Unde găsim noi metal? Metală nu trebuie. Ia să mergem un pic aici. Să vedem care e faza cu 8400, mă costă, nu vreau să dau 400 pe benzină. Nu prea îmi convine. Ziceau ăștia că developerii, că în total sunt 12 locații în jocul ăsta în care poți să mergi. Sunt 20 de, sunt 12 locuri în care poți să mergi pe hartă. Mico Studios, Otis Ranch. Nu știu unde aș putea să mă mai duc. Să găsesc metal, frate. Trebuie să găsesc metal. Mergem la Mico Studios. Nimic aici. Gata, am găsit 3 bucăți.
Acum pot să recondiționez soba aia. Sobița aia. Mergem înapoi acasă. Travel back to pawn shop. Gata, putem să vindem și sobița acum. Așa. Și hai să mergem noi la locația nouă, să vedem cum e acolo. Hai să facem licitația, să vedem ce iese. Start the auction. Nici o șansă. De unde fac eu rost de 8000, frate? Fai de mine. De unde fac eu rost de 8000 de...
trebuie să-mi construiesc assembly. Calculatorul cred că este complet. Uite, unitatea. A trebuit să construiesc și o Assembly Station, pentru că asta mă ajută să asamblez tot ce am găsit. Mouse-ul și tastatura și am făcut calculatorul și pot să-l vând după aia. Da, cu cât, nu știu. Opa, 500 costă calculatorul. Stai că încep să fac bani frumoși. Așa. Ia ce mai avem aici? Să aduc buraștele alea.
Asta n-am cum să asamblez, că nu trebuie încă o bucată din puzzle-ul ăsta. Nu știu cum să asamblez pe ăsta. Calculatorul e pus spre vânzare, dar... Ah, safe-ul poate să-l vând, stai așa. Și mai trebuie ușița. Ușița. Nu știu, ușița. Hai în pana mea să asamblăm broaștele. Că acum am aflat cum să fac chestia asta. Da, mai trebuie... Mai trebuie mânerul de la safe. Ca să pot să-l asamblez. Așa. Doi. Trei. Și a patra item unde?
Stai că mai sunt. Na, n-am luat toate broaștele. N-am luat toate broaștele, din păcate. Le lăsăm așa aici. Dar unde e? Uite, punem și pe asta. Hai să mergem să ne culcăm și ne trezim dimineață. Mai trebuie o broască, alea care stau pe trapez, ca să terminăm itemul ăsta. Bun. Păi ce să zic, a cam expirat timpul, fraților, și ar fi cazul să le oprim aici, în ideea că poate v-a plăcut acest episod. Și dacă mai aveți idei și vreți să-mi dați idei de ce aș putea să mai joc, scrieți-mi în comentarii și nu uitați să intrați pe Horia Apocaliptic, o să mă lăsați comentarii. Hai să deschidem shop-ul, să vindem calculatorul și după aia vindem PC-ul. Cu 500, poate cu 500, poate cu mai mult decât 500. Să vedem cât îmi dau fiecare. Ți-l dau cu 500, hai. Și acum... Load last save, ia să vedem. Mi-am făcut salvare de unde trebuie. Cred că m-a salvat de Sara. A, mi-a salvat cum trebuie, da. Și a mai acolo pe masă? Da. Două mai trebuie la broaște. Bun. Mi-a salvat. Ne putem opri aici. Sper să v-a plăcut acest episod. Nu uitați să intrați pe Horia Apocaliptic, să-mi dați subscribe și like dacă v-a plăcut acest episod. Și vă rog frumos să intrați să dați subscribe și like, pentru că am nevoie de like-urile voastre și de subscriberurile voastre ca să pot face content mai departe și să vă țin la curent cu ce mai apare nouă materie de gaming. Ăsta este momentan titlul care cel mai tare titlu al momentului, care îmi place la nebunie, pentru mine cel puțin este cel mai tare titlu al momentului, mai ales că joacă multă lume deja. Și o să revin cu episoade noi și din Sleeping Dogs și din ăsta, din Bonfighters, când o să mai am chef să mai joc, probabil mâine.
și vedem ce mai facem. Până atunci, toate cele bune, vă doresc și o seară frumoasă. Horea Apocalipticu vă salută încă o dată și nu uitați să dați subscribe și like. O seară faină și ciao, ciao, ne auzim!